În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 26 de nave fără operațiuni portuare. 19 dintre acestea erau în portul Constanța, 5 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, vineri erau 13 nave, 12 pentru portul Constanța și una pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 27 ianuarie 51 de nave erau sub operare. 49 se aflau în portul Constanța, 2 în portul Midia și una în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau vineri dimineață 16 nave. Dintre acestea, 11 așteptau pentru operare, iar 5 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 45 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim despre 18